Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am găsit că șoarecii care urmează o dietă de tip fast food devin din ce în ce mai proști. Da. Adică... Da, cum adică? Cum adică? Cine? Stai puțin. Deci am dat știrea asta numai ca să putem să facem toți la radio. Da, mă, cine? Șoarecii te mănâncă. Să fie cu de toate. Cercetătorii de la Universitatea din California de Sud, Los Angeles. Băi, ăștia au și multe universități, pe bune. Deci ăștia ce fac? Ce mult fast food când au? Se prostesc. Încep să mănânce etalaj în loc de mâncare. Nu, știi, stai că scrie. Confund alea între ele. Nu, fii atent. Ai puțină răbdare. I-au studiat pe șoricei. Asta. Zeci de studii desfășurate pe șoareci și au concluzionat că o dietă bogată în calorii și grăsimi poreclită, dieta occidentală, este asociată cu o memorie precară, anxietate crescută și alte probleme cognitive. Deci eu dacă aș fi șoarece de laborator, aș vota pentru dieta occidentală oricât. Mă, nene, deci decât injecții, alea, experimente, radiații, dați-mi hamburger și cartofi prăjiți și mi-asum anxietatea crescută și problemele cognitive. Eu cred că șoarecii, de fapt, au inteligență peste medie. Dar se prefac. Și fac pe proști, da, să le dea în continuare, da, burgeri. Vin ăștia, vin ăștia, fii prost, fii prost. Fii prost, că altfel ne bagă la experimente. Păi inteligenții... Îi pune în păroată. Da, asta e. Funcțiile memoriei erau precare, indiferent de cât de mult luaseră în greutate. Obez și... De ce te uiți fix la mine, Luca? Totodată, dieta a adus la apariția comportamentelor similare dependenței. Șoarecii tânjind după alimentele bogate în grăsimi și zahăr. La fel ca noi! Și noi. Mai mult, cercetătorii observau la subiect și tendința de izolare... și de a nu mai socializa atât de mult, relatează Spot Media, deci fiecare cu hamburgerul lui și cu cartofiul lui prăjit, iar efectele s-au păstrat și în piața de adult. Deci ăia bel fermă, dacă spun, au tot în piața, au stat, au mâncat de s-au spart, s-au îngrășat, s-au făcut cât niște porci de șoareci. Da. Da. Și ăștia, îți dai seama, doamne, când ne dădeam brocoli, socializau, împărțăm brocoli ăla. Și acum când ne dăm burger... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.